Slăvit să fie Domnul! Amin. Am auzit o cântare foarte minunată. În cuvântul Domnului nu este schimbare. Hallelujah. Noi ne schimbăm, dar cuvântul Lui Dumnezeu nu se schimbă, este da și amin. Așa este? Amin. Slăvit să fie Domnul! Corinteni, capitolul 2. Să citim de la Romani, de la capitolul 8, este poate cartea care, dacă s-ar pierde majoritatea cărților din Biblie, dacă cartea Romanilor ar fi în loc, îți garantez că citind-o și trăind-o, ajungi mântuit. Slăvit să fie Domnul! Vă spun o istorioară, înainte de a citi. Am întâlnit un frate vietnamez. Vreau să fiu și scurt, dar și concis. Care mi-a povestit o povestioară care este adevărată, pentru că a trăit pe el. Când a căzut Vietnamul și a ajuns comunist, pentru că s-au bătut, el era creștin. Și vorbea și engleză. Două lucruri care la comuniști nu le place. Și l-a închis, l-a pus în pușcărie. Și a început să-l intervieze, să-l interogheze, să spună anumite secrete, să spună legăturile care le-a avut, ce a făcut pentru americani când a fost acolo. Mă rog, multe lucruri. Dar din toate lucrurile acestea i s-a făcut un hatâr, un lucru bun. A fost închis aproape de camera comandantului care era peste garnizoana respectivă. Peste închisoare. Și mereu ăla îl auzea că el se roagă. Că el se roagă și se pregătește și îl cinstește pe Dumnezeu. Și a dat un hatâr și a spus așa: tu ai să-mi curăți bucătăria și veceul. Pentru că eu văd că ești un om cinstit. Și eu văd că tu ești un om corect în ce... Nu-ți place de comunism, nu-ți place... Ai servit pe american când a fost aici, dar eu atât pot să-ți fac, atâta valoare pot să-ți dau ție, ca tu să-mi curăți mie bucătăria sau unde avea el de mâncat și veceul. Mare este Dumnezeu. Dar acest comandant, ce credeți că a făcut? A găsit o Biblie și pe fiecare zi rupea câte o foaie și după ce își făcea treburile se ștergea cu foile de la Biblie. Și acest om i-a dat Dumnezeu privilegiul ca el să curățe veceul capitanului, cel ce era acolo în putere, și le lua frumos aceste foi, le spăla și le citea cu o ardoare deosebită. Și atâtea luni de zile cât a fost închis, a avut cartea Romanilor de la început până la sfârșit. Și el a povestit cum Dumnezeu l-a ajutat să sufere și să treacă peste tot ce i s-a dat în viață și toate lucrurile care i s-a pus în fața lui, pentru că acest om, care neștiind de Dumnezeu, neștiind de Biblie, a făcut un lucru murdar, dar pe el l-a ajutat într-un mod deosebit. Mare este Dumnezeu! Mare este Dumnezeu! Slăvit să fie El! Și să vedeți ce spune la capitolul 8. După ce Apostolul Pavel îi învață pe romani, pe cei care erau plecați din Israel la Roma, pe poporul Israel, practic, și să vedeți după ce spune suferința lui și luptele lui cu firea pământească și cu apucăturile firii pământești, merge mai departe și spune așa la capitolul 8. La versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic
firii pământești. Ca să și trăim după îndemnurile ei. Dar dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Ce înseamnă, frate, ca să te lupți prin Duhul împotriva firii pământești? Vorbeam cu fratele Teo când noi venim pe drum și el îmi spunea anumite întrebări și îmi căutam să-i explic. Cei care au Duhul lui Dumnezeu sunt altfel. Iubesc altfel. Se roagă altfel. Se opresc din poftele firii pământești altfel. Are înfrânare. Fratele Teo m-a întrebat, ce este înfrânarea? Și am spus, ai văzut la cal când îi pui zabalele alea, când îi pui ca să-l duci, să-l mânuiești într-o parte în alta? Ce înseamnă? Chiar dacă ar fi el un cal foarte puternic, tu, ca om, poți să-l controlezi. Așa se întâmplă cu Duhul Sfânt. Câte pofte și câte lucruri ar veni peste tine și peste mine, dacă am Duhul lui Dumnezeu, mă pot opri. Slăviți să fie Domnul! De ce? Pentru că nu mai datorez nimic firii pământești. Așa am citit. De ce? Pentru că nu sunt sub legea firii pământești, ci sunt sub legea Harului. Amen. Și în legea Harului nu datorez nimic legei vechi, ci îi datorez totul Mântuitorului care s-a jertfit pentru tine și pentru mine și avem drept intrare în împărăția Lui. Dacă facem voia Lui și dacă nu datorăm nimic legei și firii pământești. Și spune încă așa, dacă trăiți după îndemnurile firii, îndemnurile ei, veți muri. Veți muri. Dar nu veți muri duhovnicește. Veți muri și pământește și spiritualicește. Pentru că cei ce au murit față de firea pământească și sunt născuți din nou prin Duhul, trăiesc pentru veșnicie. Slăviți să fie Domnul! Fraților, adâncimea Scripturii este deosebită. Dacă avem Duhul lui Dumnezeu și dacă cercetăm cuvintele din Scripturi, nu ne rătăcim. Pentru că ele nu se schimbă. Ele nu trec. Chiar dacă cineva le-ar pune în apă, chiar dacă cineva le-ar măzgâli cu murdăria pământului și a omului, cuvintele lui Dumnezeu rămân în Scriptură și rămân și în inima noastră dacă le-am sigilat și le-am pus prin puterea Duhului Sfânt și le dăm atenție. Pentru că nu mai datorăm firii care ne spune du-te și bea, du-te și curvește, că nu e nicio problemă, Dumnezeu te iartă. Du-te și fură, da, Dumnezeu te iartă și de furat. Du-te și mai minte din când în când că Dumnezeu te iartă și de asta. Nu, frate și soră! Omul care este mort față de firea pământească nu datorează nimic firii pământești, ci datorează totul lui Iisus Hristos și lui Dumnezeu. Pentru că El a plătit pentru tine și pentru mine un preț deosebit. A părăsit cerul, a venit pe pământ, s-a jertfit pentru păcatele noastre ca noi să avem drept de moștenire cu Tatăl în cer. Ca să fim parte din familia Lui și să trăim pentru veșnicie. Frați și surori, vă mai spun încă o taină. Îngerii nu au întoarcere. Îngerii căzuți sunt căzuți pentru veșnicie. Tu și eu și el și ea încă are parte de iertare dacă își deschide inima
dacă nu își împetrește inima și îl caută pe Dumnezeu cât este încă, să zice astăzi, are șansă să fie mântuit și are șansă să fie iertat. E adevărat sau nu? Yes, amin. Spune aici, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fiii lui Dumnezeu. Amen. Ai înțeles? Nu ești mormon. Mormonii spun că ai să fii fiul lui Dumnezeu, dar ei o spun numai de pe buze. De ce? Pentru că ei nu cred că Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu. Și a nu crede că, că Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu, înseamnă al deny, cum spune americanii. Să-L neglijezi și să-L pui jos pe Domnul Iisus Hristos, care este parte din Dumnezeire, și a-L nega pe Dumnezeu, îl faci mincinos. Și a mincinoșii n-au parte cu Dumnezeu. Așa este? Voi sunteți fiii lui Dumnezeu pentru că sunteți născut nu din via, nu din pornirea voastră și nu din mintea voastră, ci când Dumnezeu v-a cercetat, când Dumnezeu v-a mișcat inima, când Dumnezeu v-a botezat cu Duhul Sfânt, când v-a călăuzit ca să vedeți lumina Evangheliei, ați crezut și trăiți nu pentru firea pământească, ci trăiți pentru veșnicie. Și ai să poți să spui, pot totul în Hristos care mă întărește. Slăviți să fie Domnul! Aleluia! La versetul 7 spune așa, fiindcă umplarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva cui? Alu Dumnezeu. Ești prietenul lui Dumnezeu sau ești vrăjmaș cu El? Dacă umbli după lucrurile firești, dacă umbli după lucrurile care ard și care vor fi risipite într-o clipă, ești vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu-ți spun să nu-ți cumperi de mâncare. Nu-ți spun să nu-ți cumperi haine să te îmbraci. Nu-ți spun să nu-ți cumperi un car ca să te transportezi dintr-o parte în alta. Dar dacă te-ai legat de acest lucru, dacă ți-ai pus inima și dorința numai în acest lucru, ești un om de plâns. Noi să ne apropiem acum de o rugăciune de iertare și să spunem, Doamne, sunt dedicat eu ție. Oare sunt eu dedicat totul pentru tine? Dacă tu vii la noapte, poți să mă iei acasă? Îmi pare mie ceva rău de ce am pe acest pământ? Sau nu mai îmi pare? Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai dezlegat de tot. Și dacă ești să vii la noapte, spun, vină, Doamne. Slăvit să fie Domnul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat în viața mea și în viața familiei mele și spuneam și lui fratele Teodor, fata mea care a fost la școală și la Sac State să-și ia MBA-ul și whatever ce a făcut, Dumnezeu i-a deschis o poartă, era deja descurajată. S-a rugat, a aplicat în dreapta și în stânga, s-a luptat și am spus mereu, ai credință în Dumnezeu. Și mi-a spus, nu odată, de câteva ori mi-a spus, I don't know, I'm losing it. Îmi pierd credința. I said, no, stay faithful to God and you see how He's going to work. I said, vezi cum El o să lucreze. Două săptămâni în urmă, după ce a aplicat și el a rămas bun de la Sierra College, ca să mai fie, să fie primită, să fie învățătoare acolo. O sună decanul facultății și îi spune, eu am văzut că tu ai aplicat aici și îmi place de ce ai învățat tu și ce ai făcut aici. Vino să fie administratorul meu la decanul facultății de la Sierra College. Este Dumnezeu minunat. Și am spus, stay faithful.
laudă-L pe Dumnezeu, nu te mândri. Stai credincioasă înaintea lui Dumnezeu. Fraților, am fost de atâtea ori încercat. Am fost de atâtea ori pus în cântare. Și când n-am mai putut, am spus, Doamne, vino și salvează-mă. Și Dumnezeu mi-a răspuns. Ești tu credincios și în această seară, când te vei ruga ca Dumnezeu să te ierte dacă ai fost indiferent, să te ierte dacă ai uitat de dragostea de întâi, ca să te apropii de El și să spui, Doamne, nu-ți cer bogăție, nu-ți cer onoare, nu-ți cer fală, dar ajută-mă să-ți rămân slujbașul tău. Slăvit să fie Domnul! Este un cuvânt care este mai jos și care este cam greu și pentru mine și pentru voi toți. La versetul 17 spune așa, și dacă acum și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, și moștenitori a lui Dumnezeu împreună, moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, să fim și proslăviți împreună cu El. Fraților, El s-a rugat înainte de a merge la cruce și a spus Tatălui, Tată, proslăvește-mi și dă-mi slava care am avut-o înainte. Acum, în această seară, doresc ca să ne rugăm ca Dumnezeu. Ce înseamnă a proslăvi, frați și surori? Înseamnă a-ți da o onoare. Înseamnă a te pune pe un loc înalt și de cinste, unde Dumnezeu să se poată folosi de tine și de mine. Acest vietnamez care a suferit așa de mult și care a fost învățat și care a fost ridicat această epistolă și care a găsit Biblia, parte din Biblie, într-un loc nepotrivit, a mărturisit și a mărturisit în dreapta și în stânga și a făcut școli, orfelinate pentru copii și a întors la Dumnezeu sute, poate și mii de oameni prin suferința lui și prin ceea ce Dumnezeu l-a trecut, căci a fost biruitor. Când Dumnezeu l-a scos din acea închisoare, mi-a spus și am rămas uimit, s-au urcat 27 de persoane pe o barcă care putea să ducă numai 10 persoane. N-aveau nicio șansă să treacă dintr-o parte în alta ca să nu fie, să nu se nece. Și el a spus așa și le povestea și le spunea celor din jur, eu am Dumnezeul lui Pavel și cum Pavel nu s-a înnecat, nici voi nu o să vă înnecați, nu mai credeți în Dumnezeu și când vin valurile mai tari, rugați-vă în această seară, dacă aveți valuri în familie, dacă aveți valuri în societate. Am auzit cum a spus și fratele Mihai, s-au îndoit și se îndoiesc unii oameni că a fost o lucrare, că Dumnezeu vine cu mâna ca să apese. Știți ce mi-a descoperit Dumnezeu și acum nu vreau să fac nicio abatere de la ceea ce am spus până acum? Dar spune așa, mi-a descoperit. Zice, pentru că această familie i s-a dat această suferință pentru că a putut să o ducă, ca să fie mărturie pentru cei din jur, căci Dumnezeu nu se joacă de-a credința. Frați și surori, Dumnezeu poate să intre și în familia ta, și în familia mea, și dacă putem să spunem căci în suferință ne apropiem și trăim împreună cu Domnul Iisus, vă dați seama ce suferință a avut Domnul Iisus. Vă dați seama ce a însemnat să-i se smulgă barba, ce a însemnat să-i se smulgă, să-i se pună piroane în mâini și în picioare. Vă dați seama ce durere a putut să fie peste Mântuitorul nostru. C-
Când el se îndreaptă spre Ioan și îi spune: Ioane, asta este mama ta. Și până în ultima clipă a avut grijă de oile lui și de copiii lui. Și în această seară Domnul Iisus are grijă de tine și de mine. Multe sunt încercările prin care trecem, frați și sorori, dar știu că și Dumnezeul meu este viu. Așa cum m-a scăpat pe mine, te poate scăpa și pe tine. Așa cum m-a iertat pe mine, te poate ierta și pe tine. Și acest apostol Pavel, care a spus așa, că mă lupt cu firea mea să fac bine și numai nu pot. Dar la capitolul 8 găsește singura ieșire, căci prin Duhul primesc o împuternicire și prin Duhul am înțeles că pot să-L biruiesc și pot să biruiesc poftele firii pământești. Dacă tu prin puterile tale crezi că te poți opri, să știi că nu te poți opri. Căci a spus însăși oamenii învățați, tu poți să lași, nu poți să oprești ca vrăbile să zboară peste capul tău, dar poți să oprești ca o vrabie sau o cioară să-și facă cuib în capul tău. Deci când vine pofta, când vine încercarea, spui: Doamne, ajută-mă, căci eu nu mă pot menține singur. Și când te întâlnești cu mâna lui Dumnezeu, să știi că îl vezi pe el la lucru. Și când nu ți se împlinește lucrurile chiar pe loc, crede și rămâi credincios. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în această seară, la această rugăciune, să-L primim pe El, să-L chemăm pe El, să nu ne încredem în puterile noastre, în capacitatea noastră, în înțelepciunea noastră, să nu ne încredem în bogăția noastră, să nu ne încredem în ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat pământește, ci să spuneți așa: Domnul mi-a dat și Domnul mi-a luat, căci atunci îți garantez că și toți vom trece pe acolo. Când pleci acasă, îți scoate și inelele de pe mână, îți scoate și mărgelele de la gât, îți scoate și pantofii de 300 sau 400 de dolari, îți scoate totul, căci te duci gol și dezbrăcat înaintea Mântuitorului și vei da răspuns de viața care ai trăit-o. Cu o singură condiție: dacă te-ai îmbrăcat în haina mântuirii, nu vei fi gol și rușinat. Să ne ajute Dumnezeu ca să ne păstrăm haina de mireasă care ne-a dat-o, atunci când ne înfățișăm în fața Lui, să spunem: Doamne, am făcut tot ce am putut, iartă-mă și primește-mă în odihna ta. Amin. 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 Praise the Lord, praise the Lord. Haideți să ne plecăm cu toți pe genunchi, ne rugăm Domnului ca să lasă ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne spele de orice dinăciune a Duhului și a trupului. Amin.